vocês foram machinar lui baby. Și acum să mergem să-i furăm mașina. Uite, îi lovim și mașina asta. Asta mai lipsește. Pui, nu e! Cum, doamne, ar trebui, mă, pune mai... ăla, gen. Mi-e rău! Ăla de acolo. Să trăiți, nu vă supărați. Ați văzut cum e mașina mea? BMW-ul acolantat cu albastru? Mi-a venit un băiat și ăla, tu ai scătuit. Pui, cheia la mine! Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să facem un super, 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 super prank. N-am mai făcut de foarte mult timp un prank pe canalul meu de YouTube. Chiar n-am mai făcut de mult un prank și zic că e ocazia perfectă, pentru că am o super idee de foarte mult timp. De fapt, ideea asta mi-a dat-o chiar persoana care o să mă ajute cel mai mult în clipul ăsta, Nicu, cel mai bun prieten al meu. Și vreau să-i mulțumesc pentru ideea asta, mi-a dat-o acum ceva timp și niciodată n-am știut cum să o fac, când să o fac. N-a fost momentul potrivit, dar acum a venit acest moment și, după cum puteți să vedeți în titlu, o să-i furăm mașina lui baby. Așa că înainte de a începe acest vlog, trebuie neapărat să rupeți butonașul ăla de like, pentru că o să fie un prank pe 500. Și dacă vreți să mai fac prank-uri, susținerea voastră contează foarte mult pentru mine, așa că rupeți acolo butonașul de like să strângem, nu știu, 50.000 de like-uri. Zic și eu. Dacă strângem 50.000 de like-uri, vin cu încă un prank foarte mișto. O să mă gândesc la o super idee. Dar trebuie neapărat să dați un share acestui vlog și să postați partea voastră preferată pe TikTok. Partea care vi s-a părut vouă cea mai interesantă, la care ați râs, care vi se pare super mișto, trebuie neapărat să o puneți pe TikTok și să ne dați tag, pentru că o să postez cât mai multe dintre ele pe story. Și chiar am văzut că filmulețele cu noi de pe TikTok chiar au foarte multe vizualizări și multe, multe like-uri, filmulețe pe care le postați voi, urmăritorii noștri. Așa că dacă postați o parte din vlogul ăsta, garantat o să facă foarte multe vizualizări. Deci, ce o să se întâmple exact azi? Îi furăm mașina lui Anto. Asta e clar. Dar cum o să facem? O să înțelegeți imediat, pentru că planul ăsta trebuie să îl explic și lui Nicu. O să-l sun chiar acum. El știe, știe de ieri că vreau să fac chestia asta. Dar aseară am pus cap la cap tot. M-am gândit cum să fac toată treaba asta. Dacă vă întrebați unde este Anto, ei bine, vreau să-i mulțumesc din sufletul lui mami, pentru că fără ea nu puteam să filmez partea asta de introducere, pentru că Anto ar fi fost lângă mine. Însă mami a venit cu o idee ingenioasă și l-a trimis la magazin cu pretextul că vrea ea ceva. Bineînțeles că am un iubit minunat și s-a dus. Și noi ar fi trebuit după să plecăm spre apartament, pentru că trebuie să facem ultimele rătușuri, să vedem niște chestii, pentru că urmează să mobilăm. Și cu ocazia asta, ca să pot să filmez lângă Anto, i-am spus că vreau să filmez un vlog pe tema asta, că mergem la apartament să vedem ce și cum, să facem ultimele retușuri și să vă povestim vouă cum am vrea să mobilăm. Pentru că da, apropo, ne-am decis în sfârșit ce vrem să facem și cum să mobilăm și o să facem și vlogul ăsta în care o să vă arătăm procesul apartamentului nostru. Dar acum, așa i-am spus lui Anto, că vreau să filmez un vlog în timp ce mergem la apartament și în timp ce verificăm tot ceea ce se întâmplă pe acolo. Iar acum, pentru că el este la magazin, eu trebuie să mă grăbesc foarte tare, pentru că nu știu când o să vină. Așa că haideți să sunăm pe Nicu. Să sunăm pe Nicu. Alo? Ce faci? Uite, bine, prin oraș. Poți să vorbești un pic, da? Da. Deci, cam în jumătate de oră ar trebui să ne întâlnim, știi, am discutat aseară. Eu acum filmez vlogul, filmez introducerea și le explic oamenilor ce o să facem. Zile aici, un bună! Hello! Așa. Și în același timp pot să-ți explic și ție ce și cum, dar și oamenilor. Să o luăm cu începutul. Mamă, ce emoții au! Fii atent. Tu trebuie să vii la apartament. I-am lăsat lui mami. Noi o să plecăm. Noi o să plecăm spre apartamentul nostru, dar tu vii la apartament la mami. I-am lăsat lui mami o cameră, un GoPro micuț, cu care o să te filmezi tu, pentru că Nicu o să-i fure mașina. Așa. Și i-am lăsat lui mami și cheia de rezervă de la mașina lui Anto. Ok. Deci, ăsta este șpilul. Deci Nicu o să ia cheia de rezervă și camera ca să se filmeze, să vedeți și voi în același timp procesul de furat al mașinii. Fii atent, Anto trebuie să-i aducă ceva lui mami și după ce se întoarce, noi o să plecăm direct la apartament. Ești departe? Cam cât timp faci? Ok, păi eu spun la Unirii, atunci o să plec acum. Mhm. Mă duc la apartament, iau cheile și pot vin acolo, da? Cheia și camera, da? Camera, da. Ok, bine. Vezi că e un buton roșu pe lateral. E un buton roșu sus în partea stânga a camerei, gen. Și... bine, hai că te descurci, dai play și te filmezi, așa.
Bine, Doamne, ce emoție. O să-ți dau eu un mesaj când am ajuns și o să zic unde am parcat exact mașina ca să te duci să o iei, da? Bine. Bine, hai, mersi mult, te pup. Bine, hai, te pup. Pa! Ține pumnii, am mari, mari, mari emoții. Eu o să filmez și în mașină, ca să pară pentru Anto că eu filmez vlogul în care vă povestim vouă ce se întâmplă cu apartamentul și așa mai departe. Camera asta ajunge la Nicu și imediat ce cheia de rezervă vă arăt. Asta este cheia de rezervă. Mă bucur din suflet că Anto își lasă de fiecare dată cheia de rezervă în apartament aici la mami, pentru că na, dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, să-i aducă imediat ai mei. Planul ăsta este absolut genial. Chestiile astea o să-i le las lui Nicu aici pe birou la mami. Și hai să mergem, să vedem ce să se întâmple. A few moments later. Gata, tocmai am făcut la apartament, am luat camera și cheile și acum ne îndreptăm spre ei. Și am plecat spre apartament, sunt aici cu baby. Vă pupe toți. Și vă luăm cu noi să vă arătăm. Am filmat introducerea sus. Mă rog, dau cut aici. Și rupeți acolo butonașul de like pentru că merită. Like, like, like. Uitați când vezi filmele astea. Da, de ce nu? Hai, lăsăm să continui. O să vă arătăm toate ideile pe care le avem, pentru că vrem să știți tot ce o să se întâmple cu apartamentul nostru. Da. Ce ai? Și nu prea mi se pare așa wow ideea asta. Da, lasă, ce contează? Oamenilor le place, gen să vadă, adică ce se întâmplă, cum. Nu mă trebuie să împărtășim totul, dar pur și simplu nu se vadă nimic interesant în clipul ăsta. Ba da, că avem... Cineva să ia măsurătorile sau să... Păi îi ținem la curent cu tot, îi lasă că e bine. O să dăm proiectare 2D sau 3D. Ba e bine așa. Și am ajuns la apartament, suntem gata am să mergem. Am ajuns la our home, cum îmi place mie să-i zic. Doamne, abia aștept să fie totul gata. Mamă, deci mă jur de nu. Aș lua acum o saltea și aș pune-o în mijlocul apartamentului și aș dormi acolo până-l mobilă. Da, așa de dragă mie. Nu stau lucrurile așa cum le vedeți și de asta vrem să vă luăm cu noi. E mult, mult, mult de muncă, multe vizite înainte să ne mutăm și să verificăm că totul e în regulă înainte să mobilăm, să luăm toate chestiile și așa mai să departe. Să fim sigur că e totul cum trebuie. Și parcă deja ni s-a luat așa să tot venim la el non-stop, non-stop și să nu stăm. Hai să mergem să vă arătăm tot ce se întâmplă. Hai să mergem. Gata, am ajuns. Ești pregătit să intri din nou în apartament? Let's go. Piu! După cum puteți să vedeți, mi-am băgat deja cheia de la apartament în mănunchiul de okay. Chei. Și asta trebuie să dăm jos. Chiar sunt curios, da. Chiar sunt curios dacă s-a rezolvat problema. Cam beautiful aici. Cum ar fi posibil dacă intrai acum în apartament și vedeai totul mobilat după cum ne dorim noi? Doamne, ha! Tu nu vezi că nu e nicio lumină deschisă în apartament și e o lumină extrem de bună. Deci, e o lumină extrem, extrem de bună aici. Abia aștept să mobilăm. Deci vreau să vă arăt tot, o să deschizi și... Mamă, balconajul ăsta al nostru, murim cu el, e puu, e epic. Mi-ai furat vlogul? Da? Dau și mie. Aaaa, unghia mea! Și-a rupt unghia, nu clickbait. Mamă, deci uitați-vă și voi aici. Nebunie, Los Angeles, what? Meanwhile. Bun, băieți, am ajuns aici. Acum aștept să-mi dea Bibi mesaj că nu știu pe unde să intru, nu știu nici mașina la Antonio, nu știu nimic. Nu știu dacă să-i dea un mesaj sau să aștept să-mi dea un semn. Dar să mă uit pe aici că poate o găsesc eu. Mi-a dat mesaj și am întrebat-o dacă ați urcat. Vedem dacă poate să-mi răspundă. Caut mașina la Antonio pe aici și revin că până când nu răspunde baby să văd dacă au ajuns, au urcat sau nu. Ne dorim să facem foarte multe chestii frumoase aici, așa inclusiv că hai să le luăm pe rând. Începem de pe balcon? Da, începem de pe balcon. Bine, înainte mă duc și eu până la baie, bine? Da, puiuți. Și le prezentăm după, da? Da, puiuți. Hai, fugim. Bă, de simți, foarte simți că trăiești. Da, baby, mai avem... Ia, m-am blocat aici. Avem ceva frumos. Ce să mai... So proud. Păi stai, că să le spunem oamenilor. Stai. Gata, avem și super lumină. Eu am venit mai mult în baie ca să-i dau mesajul lui Nicu. Nu o să mai vorbesc, că mie că mă aud, pentru că nu este apartamentul mobilat și face destul de mult eco. O să-i dau mesajul să-mi sun. Deci, Bibi mi-a dat mesaj, ok, pot să mă duc să iau mașina. Vezi,
Și acum să mergem să-i furăm mașina. Doamne, ajută să-mi iasă nebunia asta. Au emoții mai rău de tot. Hai să mergem. Acum să vedem dacă merg și cheile. Se uită dubios la mine, de-aia n-am mai zis nimic de ok. Haideți că prind camera aici. De fapt, o prind direct. Editează Bibi. Așa, e bomb, e bine, nu? E perfect, dar cred că trebuie să... Stai așa, cred că trebuie să închid și să deschid ca să se întoarcă invers. Da, acum e bine, până acum am luat capul în jos, cred, nu știu, se descurcă Bibi la montaj. Acum să vedem ce facem. Avem cheile. Le băgăm frumos aici, să vedem ce mai e pe aici. O, gumă, bun. Așa. Și acum să-mi facem treaba, să-i mutăm mașina. Ai strigat? Nu. Ha. Gata. Gata? Hai să filmăm. Mamă, baby, știi ce am uitat? E, în fine, lasă, hai să filmăm. Sigur. Deci, hai să filmăm. Nimic, am uitat să-mi iau încărcătorul. Atât atunci și nu mai am, de la telefon, dar și nu mai am baterie. Camera are baterie. Hai să filmăm, lasă. Vrei să mergem să luăm? I-aș fi vrut de moment ce stăm așa un picuț mai mult. Vrei și le arătăm. Vrei să mă duc, dar tu cu mine. Mergem amândoi, hai. Nu e grabă, nu e. Nu, dar asta mă gândeam că gen dacă stăm... Nu s-a blocat, iubire. Mă gândeam că gen dacă stăm mai mult... Nu. Vreau să vă zic că pe asta n-am mai condus, sau dacă am condus, am condus odată cu Antonio. Adică n-am făcut eu prea multe. O dăm frumos cu spatele. Bun, 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 totul bun până acum, senzor frumos. Poate lovim și mașinalul ăsta. Asta mai lipsește. Prea multe n-am de făcut, doar că na, ne fiind mașina mea, e n-aș putea să conduci mașina cuiva și fără să fii cu persoana respectivă. Acum ies de aici mâine. Vedeți aici un iubit ocupat care stă pe telefon. Ei, ocupat, ocupat, adică, da, să facem treaba aici pentru cei mai tari urmăritori. Exact. Meanwhile. Pe bune băieți, că mâine mai ies de aici, nu știu dacă pot să întorc să vă arăt, deci efectiv e tot mai cunoscut. Adică se întorc aici în apartament și pe mine mă gândesc aici, că vreau să ies. Deci mai n-aș mai, v-am zis, mai ales dacă nu-i mașina mea și ne conducând-o pe asta, n-ai mașină nouă. Bine, e foarte simplu că e automat, dar ne fiind mașina mea, o conduc altcumva. Și mai ales că nu e Antonio cu mine. E ok. Bobușim se repară. No, God, please, no! No! Oh, deci vii mașini continuu. Dați băieți că mai ține să-i îmbrașă gâma și am prins ocazia și ne băgăm. Bun. Bă, aici de bun ce bine merge mașina. Ar pus să vedem unde o ascundem, adică unde o parchez. Deci foarte departe se trebuiască să merg o grămadă înapoi, dar nici undeva foarte aproape. Mergem să luăm ceva din mașină și ne întoarcem la apartament, că am uitat eu ceva, dar ne întoarcem. E, și uite sărăța asta, cred că e perfect. Top. Gata. Parcăm frumos aici, să vedem cum parcăm și unde parcăm. Bă, uimitor, am ajuns și aici. Am parcat și mașina și e tot bine. Bun, tocmai aici am vorbit cu Bibi și mi-a spus să revin la locul inițial unde a parcat Antonio mașina și să încerc să-i filmez reacția de la distanță. Să vedem dacă găsesc un loc bun pe aici încât să nu mă vadă. Nu, abia așa ce mă vadă. Puiut! Da. N-a parcat acolo mașina eu? Da, da, nu știu, merg. Dar vizitatori. Puiut, nu e! Cum, Doamne, iartă, mai am o pune prima. Pune-mă în față! Cred că puiu, aici după... era! Eu zic că ai parcat după BMW-ul ăla, gen. Mi-e rău! Ăla de acolo. Puiu, nu! Nu e! Ba da, mă, iubire, hai să ne uităm mai încolo, nu te mai panica! Nu e, nu e! Te-a de și ții! Nu e aici, așa nu e aici. Ba da! Nu e! Doamne, unde e? E unde e? Și unde, Doamne, iartă, să dispară? Ghi, mai imagina, mai ieși... Poți să-mi ridice de aici în parcarea asta? E parcare privată. Doamne, e privată, e complex, Doamne, iartă-mă. Păi și cine e la mașina? Se întrebă la securitate. Nu te mai panica, că e tot în regulă, e o mașină, n-are cum să dispară așa. Ui, te rugă frumos, să faci caterincă. Doamne, iartă-mă, dar de ce să fac caterincă? Dar de ce nu la mașina? Dar nu-mi place, sunt undeva nervos, nu te mai enerva
așa. Dacă nu era loc de vizitator și era locul cuiva și a sunat. Ei, Doamne, iată-mă, voi cum suntem oameni, ne înțelegem aici. Dar nu contează. Hai să vedem, hai să o căutăm și în partea cealaltă. Puiul aici, am parcat-o. O să fie bine, nu mai... Puiul nu e, hai să vedem la securitate, hai să mergem, hai să mergem. Nu, Doamne, iată-mă, picăm super aiurea, zici că o să fim ultimii dubioși. Și ce vrei, sunt la poliție? Ăștia și-au pierdut mașina. Păi și sunt la poliție atunci, serios. Nu. Hai să mai căutăm, vedem. Unde să unde să caut? Ce? Zici că eu zici că mașina. Nu, hai oricum mi s-au umflat și picioarele și mi-e foarte rău și mie. Hai liniște ce te. Chiar mi-e foarte rău. Sună pe tati, sună la poliție. Sună pe tati. De ce? Nu, hai să întrebăm la securitate. Hai. Hai repede puiule, hai repede la asta. Tu că sună la poliție. Te super fix tu ziceai că nu e interesant vlogul. Tu spui dacă filmezi. Ți-ai de filmat acum. Hai lasă-mă un pic să filmez. Uite, îi dau start, un pic. Așa că noi am coborât să luăm un încărcător și Anto, vrei să filmezi? Poate că el filmează. Hai bine, gata, nu mai filmez. Să trăiți, nu vă supărați. Ați văzut cum am mașina mea? BMW-ul a colantat cu albastru? Mi-a venit un băiat și-a luat-o, nu ai scătuit. Cum adică? Cum? Păi e cheia la mine. Ce băiat? Se mă lași și cu tine, aia e. Ce băiat? Cu tine. Da, ați văzut pe camera, aveți înregistrat pe camera că eu aș vrea să sun la poliție, că nu mai găsiți mașina. Aveți? Nu, sigur. Hai, pule, hai să sunăm la poliție, că nu e mașina. Mulțumim, hai să sun și pe tati. Să trăiți, mulțumim mult de tot. Mulțumim din suflet. Eu sun la poliție. Doamne, nu mai pot, mi-e rău cu ele, mi-e rău de tot. Mamă, iubire, nu înțeleg, unde ți-e cheia? E în buzunar. Dă-mi cheia, nu știu, să apăs pe ceva, hai sună și vezi, sună și pe tati. Antonio, te pierd mașina? Bă, plecați, băi, de aici, băi, cu prezurile, băi! Yeah! Ți-am făcut mare prank, băi, dar ce doar tu să-mi faci mie? I-am dat cheia de rezervă, i-am dat camera și a fugit, ți-a luat mașina! Nu înțelegeam cu ce se deschide cheia! Închide, dar nu-i problemă, mai are 0%, wow, se închide. Mai ții... V-am pupat! Deci, ce părere ai? Doamne, deci nu înțelegeam de ce a dispărut mașina! Dita mai mașina și colantată! La un moment dat vreau să fac Caterinca, de fapt, dar... Dar l-am ales bine pe Nicu, că la domnul, știi ce a zis domnul de la pază? Am zis gata, am stricat tot. Mi-am zice tot. Și mi-a zis omul, că a venit un băiat care se mâna cu tine, probabil l-a văzut așa înalt. Mi-a dat eroare așa la cap, am zis, băi, poate oi fi luat-o eu, am mutat-o eu. Dar știi când tot timpul ăsta țineam camera jos, dar eu filmam? Nu știu ce s-a văzut pe camera asta și așa. Dar eu țineam jos ca și cum mergeam cu ea. Dar cu înainte când am camera în mână, când am camera în mână, să te uiți. De unde ai luat camera? De acasă. Eu i-am dat, e camera noastră, e GoPro-ul nostru. Am fost la voi la apartament. A fost la mami? Da, i-am zis să se ducă la mami. Voi plecați, mă, de aici. Și mami e complice. Plecați voi de aici. Că nu mai pot. Dar mami, e complicele meu, nu complicele tău? Ba, este și al meu, ce credeai? Numai pe tine să te ajute? Deci eu odată m-am uitat cheile vor bagaje, am chemat pe ăștia să descuie ușa, bă, s-au chinuit oamenii 2 ore să descuie ușa, de-aia mă gândeam, uite, cum poate o persoană să pune mașina care e super bine. Mulțumesc, Nicu, ești cel mai tare. Dar știi că asta a fost ideea lui... În cealaltă parcare? Eu i-am zis, stoi, măi, iubire, eu i-am zis că ai parcat în față și că poți să o duc în spate. Deci mai pot, mi-e rău de tot. Gata, liniștește-te! Da, cum să înțelegi prin ce am trecut și eu, da? Și la tine e nimica toată. Eu voiam să anunț prin și din astea pe balcon acolo. Bam, da, bam. Eu de foarte, dar foarte, foarte mult timp am în cap ideea asta. Dar știi a cui a fost ideea, nu? A cui? De acum, nu știu, vreo 4-5 luni. Tu să facă chestia asta, da? Vine, Nicule, să vezi ce urmează, Nicule, să vezi ce urmează. Pentru tine urmează, următorul prank este pentru Nicu. Baby. Da? Deci dacă mai faci așa ceva... Că ori tata s-o mă duce de mașină. Aoleu, Doamne, ce m-am speriat. Bă, deci n-am trăit așa senzație viața mea să gen. Uite-ți, mașinuța e la loc sigur. Nu puteam să apelez la oricine. Trebuia doar la un om de încredere. Că știu că nu lași tu pe oricine să-ți conducă mașina și știu că hai că stă bine de tot și gluga asta dacă e ceva. Dar și știu că Nicu
Are grijă, și-a avut grijă. Am zis că poate lovim, dar asta e, se întâmplă. Da, asta este bobe. Băi, dar știi senzația aia când îți pierzi telefonul sau îți pierzi cheile sau ceva? E, adunați-o, cu, înmulțiți-o cu 100 de mică, e o mașină, trăițar, e o mașină. Bijuteria. Zile oamenilor sau pe SB butonul de like, câte like-uri să strângem? 100 de mii. La 100, fără 100 de mii de like-uri nu discut. Nu discut, că nu așa senzație. A, nu se mai deschide. Ce? E cheia la mine, mamă. Are și el acum. Bă, să lași chiar de rezervă, că gata, nu mai am. Suntem the best of the best la prin curi. Suntem, da. Suntem, Nicule? Suntem. Mulțumesc din suflet, ești cel mai tare prieten. Ia zi, baby, ți-a plăcut prank-ul meu? Mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte mult. Deci, să mai faci, te rog eu frumos, în fiecare zi. Acum să mă faci așa în fiecare bine, zi. Bine, bine de știut. Tare rău de tot. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare. Mua!